Drumul expres Galați-Brăila va fi finalizat până la sfârșitul acestui an, cel puțin asta promite Ministerul Transporturilor, chiar dacă stadiul lucrărilor arată cu totul altceva. În realitate, nici 30% din drum nu este gata, iar șansele ca proiectul să fie finalizat la termen sunt foarte mici. Cu toate acestea, ministrul Grindeanu continuă să spună că totul se va desfășura conform planului. Lucrul ăsta este exclus și, din păcate, promisiunile astea fanteziste revin din nou și din nou. Înainte de Crăciun s-a eliberat autorizația de construire pentru structura foarte complexă din zona Galați. Să faci o asemenea structură în 11 luni de zile e o utopie. Îți trebuie măcar un an jumate, dacă nu spre 2 ani, așa cum prevede și autorizația de construire, termen 24 de luni de execuție. Deci dacă ne uităm la ce a semnat domnul Grindeanu în decembrie anul trecut și adăugăm 24 de luni, înseamnă la sfârșitul anului viitor că o să fie gata și inaugurat acest, conform autorizației de construire și contractului. Ministerul Transporturilor a eliberat în urmă cu o lună autorizația de construire pentru a doua etapă a drumului expres Brăila-Galați. Aceasta prevede finalizarea lucrărilor în 24 de luni, deși conform promisiunilor, perioada construcției ar fi redusă la jumătate. Reprezentanții asociației pro-infrastructură spun că acest lucru nu este posibil deoarece proiectul este unul complex care necesită cel puțin 18 luni. Avem șanse ca pe Galați-Brăila să circulăm undeva în vara anului viitor, toamna anului viitor, în cel mai fericit caz. Fizic vorbind, este dacă antreprenorul se mobilizează și dacă statul își face treaba cu relocarea de utilități și ce mai are de făcut în teren. Nu mult, dar mai sunt lucruri de făcut. Dacă se întâmplă astea două lucruri, atunci putem circula pe Galați-Brăila în toamna anului viitor, nu anul ăsta, deci toamna lui 2024. Dacă timpul trece la fa merge, probabil ne ducem în 2025. Din păcate se dau doar din vorbe lucrurile astea, se fac doar promisiuni, nu presiuni, nu se rezolvă birocrația la timp, ce ține de stat, bineînțeles. Și nu se apasă butoanele contractuale legale pe care compania de drumuri, că dacă vorbim de drumuri aici este compania de drumuri, poate să le apese în relație cu antreprenorii generali. Drumul expres Brăila-Galați cuprinde lucrări în valoare de 145 de milioane de lei și va avea o lungime de aproximativ 11 kilometri. Lucrările de decopertare au început încă din octombrie 2021. Pe traseu sunt prevăzute 3 poduri, 2 viaducte și un pasaj.